Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei! Eu sunt Izabela Manolache și vreau astăzi să discutăm despre Ion Luca Caragiale și să învățăm împreună să caracterizăm un personaj. Ion Luca Caragiale s-a născut la data de 1 februarie 1852 în localitatea Haimanale din județul Prahova. A fost dramaturg, nuvelist, pamfletar, director de teatru și ziarist român. A urmat cursuri de mimică și declamație la Conservatorul de Artă Dramatică, unde preda chiar fratele său Costache. În anul 1870 a fost numit copist la Tribunalul Prahova, iar un an mai târziu, suflor și copist la Teatrul Național din București, unde l-a cunoscut și pe Mihai Eminescu. Ion Luca Caragiale a început, din anul 1873, să se dedice literaturii și publicisticii. A fost redactor la ziarul Timpul împreună cu Mihai Eminescu și a condus sau editat publicații precum Claponul în 1877 și Moftul Român în 1893. În anul 1901 a fost acuzat în revista literară că a plagiat piesa de teatru Năpasta, pe care o publicase cu 11 ani în urmă, după o piesă a ungarului Ișvan Kemeny. Îl dă în judecată pe autorul articolului și câștigă cu mare ușurință, apărat de prietenul lui, avocat și scriitor, Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Dezamăgit și umilit în urma acestui scandal, se mută în anul 1904, definitiv, la Berlin, locul în care se stinge din viață, subit, la data de 9 iunie 1912. În literatură, Caragiale s-a afirmat mai întâi prin reprezentarea scenică a pieselor sale, apoi prin publicarea unei serii de proze scurte, momente și schițe, în care a preluat adânci aspecte de critică socială caricaturală. Neînțeles de contemporani și autoexilat la Berlin, a continuat totuși să ia atitudine față de unele evenimente majore din țară. În ciuda previziunilor criticului Eugen Lovinescu, personajele lui Ion Luca Caragiale sunt deosebit de actuale și încă foarte studiate. Volumul Momente, Schițe, Amintiri, publicat în anul 1908 la București, este considerat un adevărat monument în care autorul a dovedit un talent scriitoricesc de neegalat. În operele sale identificăm o realitate amplă, condensată cu ajutorul unui limbaj atent studiat. A utilizat satira și mijloacele artistice pentru a exclude detaliile inutile și obositoare pentru cititor, dar mai ales cu scopul de a reda, dintr-un unghi comic, imaginea societății contemporane. Personajele lui încă transpun realitățile, limbajul și comportamentul românilor. Operele dramaturgului român Ion Luca Caragiale s-au transformat de-a lungul timpului în cele mai urmărite și iubite spectacole de teatru. Actori renumiți, îndrăgiți de generații întregi, i-au interpretat personajele celebre construite impecabil. Dintre actori, doresc să amintesc o scurtă selecție. Grigore Vasiliu Birlic, Radu Beligan, Rodica Tapalagă, Silvia Dumitrescu, Timică, Petre Gheorghiu, Horațiu Mălăele, Florina Cercel, Virgil Ogășanu, Stella Popescu și Ștefan Tapalagă. Ion Luca Caragiale este un caz unic, chiar inedit, în literatura română. Nu doar că a întemeiat teatrul comic din România, dar este considerat unul dintre fondatorii Teatrului Național. M-am dus, de Sfântul Ion, să fac o vizită doamnei Maria Popescu, o veche prietenă, ca să o felicit pentru onomastica unicului său fiu, Ionel Popescu, un copilaș foarte drăguț de vreo 8 anișori. N-am voit să merg cu mâna goală și i-am dus băiețelului o minge foarte mare de cauciuc și foarte elastică. Atențiunea mea a făcut mare plăcere a micei mele și mai ales copilului, pe care l-am găsit îmbrăcat ca maior de roșiori în uniformă de mare ținută. După formalitățile de rigoare, am început să convorbim despre vreme, despre sorții agriculturii, domnul Popescu, tatăl, este mare agricultor, despre criza școlară. Am observat doamnei Popescu că în anul acesta nu se prea vede la plimbare, la teatru, la petreceri.
Doamna mi-a răspuns că de la o vreme îi se urăște chiar unei femei cu petrecerile, mai ales când are copii. Să-ți spun drept, cât era Ionel mititel, mai mergea. Acu, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el. Trebuie să-i fac educația. Și nu știți dumneavoastră, bărbații, cât timp îi ia unei femei educația unui copil. Mai ales când mama nu vrea să-l lase fără educație. Pe când doamna Popescu îmi expune părerile ei sănătoase în privința educației copiilor, auzim dintr-o odaie de alături o voce răgușită de femeie bătrână. Uite, Coniță, Ionel nu s-a stâmpără! Ionel? Strigă madame Popescu. Ionel, vin la mama! Apoi către mine încet. Nu știi ce ștrengar se face. Și deștept. Dar vocea de dincolo adaugă. Coniță! Uite, Ionel, vrea să-mi răstoarne mașina. Astâmpără-te că te arzi. Ionel, strigă iar madame Popescu. Ionel, vin la mama. Sări, Coniță, varsă spiritul, s-aprinde. Ionel, strigă iar mama și se scoală repede să meargă după el. Dar pe când vrea să iasă pe ușe, apare micul maior de roșior cu sabia scoasă și îi oprește trecerea, luând o poză foarte marțială. Mama ia pe maiorul în brațe și îl sărută. Nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașina care face cafea? Că dacă te arzi, moare mama. Vrei să moară mama? Dar, întrerup eu, pentru cine ați porunci cafea, madame Popescu? Pentru dumneata. Dar de ce vă mai supărați? Dar ce supărare! Madame Popescu mai sărută odată dulce pe maiorașul, îl scuipă sănul de oache și îl lasă jos. El a pus sabia în teacă, salută miritărește și merge într-un colț al salonului unde, pe două mese, pe canapea, pe foteluri și pe jos, stau grămădite fel de fel de jucării. Dintre toate, maiorul alege o trâmbiță și o tobă. Atârnă toba de gât, suie pe un superb cal vânăt rotat, pune trâmbița la gură și, legănându-se călare, începe să bată toba cu o mână și să sufle în trâmbiță. Madame Popescu îmi spune ceva, eu n-au nimica. Îi răspund totuși că nu cred să mai ție mult gerul așa de aspru. Ea n-aude nimica. Ionel, 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 du-te dincolo, mamă, spargi urechile dumnealui. Nu e frumos când sunt musafiri. Iar eu, profitând de un moment când trâmbița și toba tac, adaug. Și pe urmă, dumneata ești roșior în cavalerie. Maior, strigă mândrul militar. Tocmai, zic eu, la cavalerie nu e tobă. Și maiorul nu cântă cu trâmbița. Cu trâmbița cântă numai gradele inferioare. Maiorul comandă și merge în fruntea soldaților cu sabia scoasă. Explicația mea prinde bine. Maiorul descalică, scoate de după gât toba pe care o trântește cât colo, asemenea și trâmbița. Apoi începe să comande. Înainte, marș! Și cu sabia scoasă, începe să atace strașnic tot ce întâlnește în cale. În momentul acesta, jupâneasa cea răgușită intră cu tava aducând dulceața și cafele. Cum o vede, maiorul se oprește o clipă, ca și cum ar vrea să se reculeagă fiind surprins de inamic. Clipa însă de reculegere trece cât o clipă și maiorul, dând un răcnec suprem de asalt, se repede asupra inamicului. Inamicul dă un țipăt de desperare. Ține-l, Coniță, că mă dă jos cu tava! Madame Popescu se repede, taie drumul maiorului, care în furia atacului nu mai vede nimic înaintea lui. Jupâneasa este salvată, dar madame Popescu, deoarece a avut imprudența să iasă din neutralitate și să intervie în război, primește în obraz, de desubtul ochiului drept, o puternică lovitură de spadă. Vezi? Vezi dacă faci nebunii? Era să-mi scoți ochiul. Ți-ar fi plăcut să mă omori? Sărută-mă să întreacă și te iert. Maiorul sare de gâtul mamei și o sărută. Mamei îi trece. Iar eu, după ce am luat dulceața, mă pregătesc să sorb din cafea. Nu vă supără fumul de tutun? Întreb eu pe madame Popescu. Vai de mine! La noi se fumează. Bărbate nu fumează. Și dumnealui mi se pare că-i cam place. Și zicând dumnealui, mama mi-arată râzând pe domnul maior. A, zic eu,
Și dumnealui? Da, da, dumnealui. Să-l vezi ce caragiosie cu țigara în gură, să te propădești de râs, ca un om mare. A, asta nu e bine, domnule major, zic eu. Tutunul este o otravă. Dar tu de ce tragi? Mă întrerupe majorul, lucrând cu lingura în chesteaua de dulceață. Ajunge, Ionel, destulă dulceața, mamă. Iar te apucă stomacul. Majorul ascultă, după ce mai ia încă vreo 3-4 lingurițe, apoi iese cu chesteaua în vestibul. Unde te duci? Întreabă mama. Viu acu, răspunde Ionel. După un moment, se întoarce cu chesteaua goală, o pune pe masă, se apropie de mine, îmi ia de pe mășcioară tabachera cu țigarete regale, scoate una, o pune în gură și mă salută militărește ca orice soldat care cere unui civil să-i împrumute foc. Eu nu știu ce trebuie să fac. Mama, râzând, îmi face cu ochiul și mă îndeamnă să servesc pe domnul major. Întind țigareta mea, militarul o aprinde pe a lui și, fumând ca orice militar, se plimbă foarte grav de colo până colo. Eu nu-l pot admira îndestul pe când mama îl scuipă să nu-l dea ochi și îmi zice: scuipă-l să nu mi-l dea ochi. Majorul și-a fumat țigareta până la carton. Apoi se repede la mingea pe care i-am adus-o eu și începe să o trântească. Mingea sare până la policandrul din tavanul salonului, unde turbura grozav liniștea ciucurilor de cristal. Ionel, astâmpără-te, mamă! Ai să spargi ceva! Vrei să mă superi? Vrei să moară mama? Dar majorul s-a îndârjit asupra ghiulelei săltătoare, care i-a scăpat din mână. O trântește cu mulnecaz de parchet. Eu aduc spre gură ceașca, dar vorba francezului, între la cup, pe lelevră, mingea îmi zboară din mână ceașca, opărindu-mă cu cafea care se varsă pe pantalonii mei de vizită, culoarea oului de rață. Ai văzut ce ai făcut? Nu ți-am spus să te astâmperi? Vezi? Ai supărat pe domnul. Altădată nu o să-ți mai aducă nicio jucărie. Apoi, întorcându-se către mine, cu multă bunătate: nu e nimic, iese. Cafeaua nu putează, iese cu nițică apă caldă. Dar n-apucă să termine și deodată o văd schimbându-se la față ca de o adâncă groază. Apoi dă un țipăt și ridicându-se de pe scaun: Ionel, mamă, ce ai? Mă întorc și văz pe majorul, alb ca varul, cu ochii pierduți și cu drăgălașa lui figură strâmbată. Mama se repede spre el, dar până să facă un pas, majorul cade lat. Vai de mine, țipă mama, e rău copilului, ajutor, moare copilul. Ridic pe majorul, îi deschii repede mondirul la gât și la piept. Nu-i nimica, zic eu. Apă rece. Îl stropesc bine pe când mama pierdută își smulge părul. Vezi, domnule major? Îl întreb eu după ce își mai vine în fire. Vezi? Nu ți-am spus eu că tutunul nu e lucru bun? Altădată să nu mai fumezi. Am lăsat pe Madame Popescu liniștită cu scumpul ei major afară din orice stare alarmantă și am ieșit. Mi-am pus șoșonii și paltonul și am plecat. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce majorul ieșise un moment cu cheseaua în vestibul, ca să-mi toarne dulceață în șoșoni. Exercițiul pe care îl propun este unul foarte simplu și urmărește caracterizarea personajului Ionel Popescu, personaj principal de altfel. Care sunt însă mijloacele de caracterizare a unui personaj? La ce ne referim când spunem caracterizare directă și caracterizare indirectă? Să urmărim împreună această schemă. Caracterizarea directă este cea făcută fie de narator, fie de către alte personaje, fie de personaj însuși, prin tehnica autocaracterizării. Caracterizarea indirectă rezultă din gândurile și sentimentele personajului, din limbajul său, din vestimentație, din numele său, ori din faptele și din mediul în care trăiește. Vă voi îndemna acum să completați această schemă cu elemente din schița vizită. Având în față acest șablon, puteți cu ușurință să redactați o caracterizare a personajului Ionel Popescu. La final, vreau să amintesc două opinii despre Ion Luca Caragiale. Prima aparține lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea, care a spus despre Caragiale că a fost cel mai mare român
din câți au ținut un condei în mână și o torță aprinsă în cealaltă mână. Condeiul a căzut, dar torța arde și nu se va stinge niciodată. Cea de-a doua opinie aparține lui Garabeti Brăileanu, care a scris că meritul de a fi creat oamenii și de a le fi dat drumul în lume, la noi îl are numai Caragiale. Numai el, pe pământul românesc, pe lângă sutele de milioane de oameni creați de Dumnezeu de-a lungul vremii, a mai creat câțiva. Și aceasta este arta cea mare. În aceasta stă suprema forță a prozatorului, creația prin suflare de viață, cum scrie la Biblie. Omul acesta crea viață jucându-se. Se poate oare un mai mare semn de tinerețe? În realitate, un Caragiale nu îmbătrânește niciodată, căci un spirit pur ca el nu cunoaște nici timp, nici spațiu. Caragiale este cel mai mare creator de viață din întreaga noastră literatură. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi și sper să găsiți interesante și următoarele lecții pe care vi le-am pregătit. Eu sunt Izabela, vă salut cu drag!